și o brance verde, când teroriștii de dreapta defilau de la Crâmbu Petrești din Bucșan și spărgeau cârciumile evreilor, s-a întors și foaia și au venit ceilalți roșii. Domnul profesor Cezar Chepciu, pe care unii dintre dumneavoastră l-au avut profesor, pe care cei mai mulți l-au intersectat de jumătate de secol în Bocșan, a avut curajul să înceapă documentarea și redactarea etapei numărul 1, 1944-1964, din instalarea comunismului și în Vrancea. Cărțile pe care Dumnealui le-a prezentat de fiecare dată sunt nu numai o emblemă a istoricului și a profesorului, sunt și o emblemă a omului născut în Vrancea, a plăitorului de aceste meleaguri și a omului responsabil. Pentru că tot ceea ce a scris domnia sa reprezintă o dedicație de suflet, necesară o altă dedicație, pentru Vrancea, pentru oamenii care au locuit și pentru cei care au locuit. Așa cum ne-a învățat domnul profesor, lucrează într-o manieră pe care eu cunoaștem. Este o metodă pe care eu aș numi-o cronologic sinoptică, pentru că apelează la faptul istoric luat cronologic, dar și prezentat concentric, de la evenimentul istoric național până la acela local, punctând, așa cum am văzut și în această carte, cele mai importante elemente care să dea seama și în fața cititorului de ceea ce a însemnat nu numai Vrancea Roșie, ci și România sub această culoare de la 1944 până la 1964. Sunt 20 de ani în care istoria României a luat o întorsătură tragică, dramatică, nedemnă și pe care domnul profesor încearcă și reușește să ne arate și nouă cititorii mai avizat sau mai puțin avizat sub aceste aspecte ale politizării, ideologizării României și ajungem, evident, și la sistemele de penitență, sistemele concentraționare ale României și ale Vrancei. Un lucru pe care mi-am inter minte când am terminat carte a fost o strofă a lui Arghezi, publicat în Gazeta Literară când eu eram student. Inscripție pe un pahar de cristal. E parcă un făcut ca inima lui să nu-i miroase murdăria lui. Pe când pe vrute și nevrute, parfumul altuia îi pute. Această carte, ca și celelalte două, sunt niște pahare de cristal. Mie mi-au folosit, au fost instrumente de lucru, am scris și eu despre Vrancea, chiar dacă în unele momente nu eram sigur, nu eram convins că este așa, apelam și la alte documente, la două, trei, ca să dăm datele exacte. E că la orice pahar de cristal mai sunt uneori și anumite fete care nu se datorează domnului profesor, și informații pe care a profesor din cărți, din reviste. De aceea, vă spun, în 1964, când a apărut așa zisă declarație de independență din aprilie, am participat aproape la toate discuțiile de la facultăți. De pildă la geografie, s-a spus că într-un curs foarte bun de geografie, autorul spunea că vântul crivăț bate despre răzărit și aduce secetă și îngheț. Și nu i s-a mai chipăit cursul niciodată. La fiecare facultate aflam lucruri din astea. De pildă la teatru,
Am auzit că până în anul 1958, cortinierul, cel care ridica sau lăsa cortina, avea un consilier sovietic care învăța cum să treacă cortina. Vă închipuiți dacă acolo era un consilier sovietic, ce s-a întâmplat până în 58, noi am fost sub ocupație sovietică. De aceea, acest cuvânt roșie care este aici, mie îmi pare demonetizat. Ultima chestiune pe care aș vrea să o spun este faptul că profesorul Cerciu are vocația sintezei. Este un lucru foarte important pentru asemenea lucrări. Fiind dumneavoi fost elev la școala de catecheze la Galație, am văzut și am și remarcat faptul că mai picura acolo câte un sentiment, câte o lacrimă sau câte... Dar, în general, tot ceea ce scrie în toate cărțile pe care le-a publicat, are această vocație. Și mă gătesc chiar pe la Ținutul Doancea și Ținutul Putnei, am fost surprins, plăcut, să constat că și domnul Angel, în mod public, vă face același întâmplă. Să aduceți Doancea și Ținutul Putnei până în zilele noastre. Este extrem de important. Pentru că nu este vorba de o uitare a istoriei. Da? Noi uităm istoria. Nu. Este vorba de o permanentă reinventariere a istoriei. Despre cartea domnului profesor Cherciu, mi-a fost și mic profesor unul cu peste 50 de ani și am avut foarte multe lucruri de învățat. Deci dacă am învățat istoria, am învățat în primul rând istoria orală povestită de tatăl meu din timpul războiului. Și tatăl se găsește aici în carte dintre cei care au participat la revolta de la Răsfaca, alături Vadurușca și Suraia, din 1957-58. Am trăit acele evenimente, eram în clasa 5-a și veneam de la școală și mergeam după echipele de bătăuși. Era pegrea societății, oameni care urmau să fie condamnați, oameni care erau în vizorul miliției și a securității, erau înglobați în aceste echipe cu condiția că dacă bat și lămuresc oamenii să intre în colectivă, vor scăpa de pușcărie. După ce am terminat de citit cartea domnului profesor, am rămas cu convingerea că a adunat din arhive esența evenimentelor. Esența evenimentelor petrecute în toate ministerele, în toate instituțiile statului. Aici găsim și o arhivă a statisticii. Găsim și o galerie de portrete de oameni care au suferit în acest regim extrem de crunt. Un regim care a început, cum am spus, în 23 august, a continuat, vă gândesc de pildă, la torționari. Ați auzit de celebrul Vișinescu. Vișinescu care a fost în plutonul de execuție al Mareșalului Apărescu, în închisoarea Jilava de la Valea Persicilor, din ziua de 1 iulie 1946. Vișinescu a ajuns până la urmă șef de penitenciar la Râmnicu Sărat și, din păcate, nu avem prea multe memorii din partea fruntașului țărănesc Ion Mihalache, care a suportat rigorile acestei închisori sinistre. Dar nu numai asta. Am avut extrem de multe închisori, 200 și ceva de închisori. Dar să revin la agricultură. Era pilonul, agricultura era pilonul economiei românești atunci. Majoritatea populației române trăia la țară. Ceea ce s-a întâmplat cu țăranul român și domnul profesor descriind etapele, întăvărășirea, colectivizarea mai întâi prin gospodării de aceuri, gospodării agricole colective, apoi IASE-urile, dar IASE-urile erau ceva, IASE-urile erau muncitori în agricultură de la sat. Nu se compara cu cei de la sat, de la CAP, care mergeau și nu știau pentru ce muncesc. Cei din IASE-uri primeau salariu. Domnul profesor ne lasă o carte, a 10-a,
cea mai valoroasă de toate celelalte care le-a scris până acum. Cred că am citit 8 dintre ele, domnul profesor. Primele două, cea de 70, o monografie, da? Da. În Vrancea se ținutul Pudnei, un secol de istorie, 1820-1920, cealaltă carte, de 45, despre reformele agrare. Sunt bijuterii. Domnul Neagu a subliniat foarte bine. A prins esența de... și a avut o putere de sinteză extraordinară. Eu am spus puțin mai înainte. Aici este o arhivă întreagă. O condensare de evenimente. Unele dintre ele sunt expuse eliptic. Cine înțelege, cine a citit istorie, înțelege despre ce este vorba.